Legea prevede că o persoană poate fi adusă în fața organului de urmărire penală sau a instanței de judecată pe baza unui mandat de aducere. Asta se poate întâmpla numai după ce oamenii citați nu s-au prezentat la completele de judecată. Aici intervin jandarmii. O să încercăm și la apartamentul 20 să vedem dacă ne poate da informații despre persoana căutată. Ca să se afle unde sunt persoanele ce ignoră citațiile, jandarmii fac pur și simplu o anchetă pe scările blocurilor. Pe cineva? Este? Da, făcut, nu știu, cum am venit. Dar locuiește, l-ați văzut efectiv? Păi stai, de seara. Seara, lucrează? El lucrează, cred eu. Seara, nu? Scandalul. Nu scandalul, nu. Seara după ce oră? 5-6-7. 5-6-7. Mulțumim frumos. Jandarmii se confruntă cu faptul că rudele, cunoștințele, vecinii dau date eronate despre adresa exactă a acestora. De la începutul anului, jandarmii au adus peste 1800 de persoane în fața justiției.